Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Este 7 și puțin, 7 jumate aproape. Să știți că a fost o noapte destul de ok, adică Felix a mâncat seara la culcare, pe la vreo 10-10 jumate a mâncat ultima dată. A mai mâncat, cred că pe la vreo 2 și ceva, aproape 3. Și am mai mâncat acum la 7 fără. Ceea ce este foarte, foarte bine, că el se trezea din 2 în 2 ore. De multe ori nici nu treceau 2 ore. Și se trezea. Deci a dormit foarte bine. Bine, eu mă trezeam... Ce? Să dau asta la parte. Eu mă trezeam tot așa să-l verific, să văd e ok, de ce nu se trezește, ce înseamnă, că dacă ești obișnuit să te trezești din 2 în 2 ore sau mai des, chiar dacă e liniște și copiii dorm, tot ai tendința să te trezești, să vezi ce se întâmplă. Și Daniel a dormit cu mine, pentru că aseară, când încheiam eu vlogul, el s-a trezit amărâit, n-a vrut să-l ia Florin să-l pună la el în pat, s-a pus în locul meu și m-a așteptat. Și bineînțeles că a dormit acolo și a dormit cu mine și cât e patul de mare, el trebuie să doarmă cu capul pe perna mea, să doarmă acolo lipit de mine. Și patul nostru este destul de mic. Nu încăpem să dormim toți. Și așa că Florin, săracul, a trebuit să migreze azi noapte. Da, și acum o să mă pregătesc pentru că probabil eu va trebui să merg cu copiii la grădiniță. Am așa, adică m-aș bucura dacă s-ar oferi Florin, dar am așa un feeling că 99% eu merg. Da. Și o chestie care s-a schimbat foarte mult după ce am născut, deci în timpul sarcinii, părul meu se menținea curat și proaspăt și arăta bine o săptămână. Deci eu mă spălam o dată la săptămână pe cap și știu că cam așa ar fi sănătos. Și nici atunci nu arăta așa murdar. Acum e spălat de vineri, azi e luni și deja arată ca și cum n-ar fi spălat de foarte mult timp. Și oricum nu vreau să îl spăl prea des, adică vreau să încerc să îl spăl tot maxim de 2 ori pe săptămână. Și din cauza aceasta... Oh, dar nu, ăsta e gol. Din cauza aceasta folosesc șampon uscat, da, ăsta este gol. Trebuie să mai am pe undeva, stați așa. Aici. De ce scap toate cele din mână? Mai păstrez produsele care s-au terminat pentru că mă gândeam să fac un filmuleț cu produse terminate pentru că de multe ori primesc întrebări cu ce folosesc pentru băr, ce folosesc pentru aia, ce folosesc pentru cealaltă. Și am zis, ok, atunci să adun cât mai multe produse sau na, acolo 10, 12, 15 produse. Nu știu așa că folosesc așa multe oare. Poate toate adunate se fac vreo 10. În fine. Și am să fac un filmuleț cu toate în care să le arăt acolo și să povestesc despre ele, pentru că nu pot să stau de fiecare dată să spun folosesc asta sau să răspund la toată lumea în parte. În fine, nu știu ce face șamponul ăsta uscat, cu siguranță nu spală părul, dar ce îmi place mie foarte mult, deci o fac așa și trebuie să mă uit și în oglindă și îl dau așa la rădăcină și nu se vede, e un pic maroniu, se vede, nu se vede chiar foarte, foarte fain, dar celelalte se fac mai albicioase și îmi dau așa un pic la rădăcină într-o parte și în cealaltă parte, dar nu foarte mult, și în spate, tot așa, în vreo două tranșe. Așa. După care masez așa puțin. Și nu știu dacă se vede vreo diferență. Probabil o să mă uit și eu la filmuleț să văd dacă se vede că așa. Pare puțin mai înfoiat, pare așa că are un pic mai mult volum și parcă nu e chiar așa de
de murdar. Adică părul cu cât stă mai lipit de cap, cu atât pare mai murdar. Adică mie nu-mi place să am așa părul lins. Deci nu-l suport. Nici să nu fie așa foarte înfoiat, dar nici foarte lins. În fine, astea sunt chestii care țin de gust. Adică n-ar trebui, adică, cum să spun, nu e un lucru important sau esențial, dar mai ales dacă ies din casă, deci stați așa că poate nu m-auziți dacă curge apa. Nu. Eu nu caut ca lumea să-mi spună, vai, ce bine arăți. Nu mă interesează să fiu admirată și să mi se spună că arăt bine sau că îmi stă bine părul sau așa. Dar nu vreau să cad în extrema cealaltă în care să arăt nașpa, de exemplu, și să arăt obosită și să arăt așa și lumea să zice, vai, săraca de tine, cred că ți-e greu cu copiii, cred că nu mai ai timp pentru tine, cred că nu știu, știi, săraca, săraca, și să mă sărăcească așa toată lumea, să plângă de milă. Deci eu asta încerc să evit și din cauza aceasta încerc așa câte puțin să mă fac să arăt ok și normal în fiecare zi, să nu atrag milă, nu vreau să atrag laude, dacă înțelegeți ce vreau să spun. În fine, și cam asta fac. Și azi, dacă e luni, cel mai probabil o să-mi spăl părul mâine sau miercuri. Cam așa ar urma la rând. Da, no, bun. Acum haideți să merg să văd ce fac copilașii, cine s-a trezit, cine nu s-a mai trezit și să înceapă ziua. Până la urmă i-a dus Florin pe copii la grădiniță. Și am rămas acasă pentru că eu sunt mai utilă acasă, cel puțin astăzi. Că am făcut ordine, am schimbat lingeriile la noi, am băgat la spălat. Adică... și vreau să fac acum... Adică nu, acum puțin mai încolo, doar că am început să-mi pregătesc. Să fac un filmuleț. Dar o să trească să fac două, pentru că altfel o să fie unul de vreo 5 ore. O să fac unul cu jucările lui Daniel, cu ce se joacă el, cu ce îi place, cu ce recomand, cu ce chestii astea, pentru că tot mai multe mesaje primesc de la mămici. Eu nu știu ce jucărie să-i mai cumpăr, că nu se joacă, că nu-i place, că se plictisește repede, că nu știu ce. Și am să fac un astfel de filmuleț. O să-l postez pe canalul principal. Dar bine, acum nu știu cât de mulți și cât vă interesează, dar în cazul în care sunt mămici care, nu știu, le-au cumpărat jucării la copii sau poate au jucării asemănătoare cu ce avem noi și copiii nu vor să se joace cu ele sau nu știu cum să se joace cu ele, că mă mai întrebau mămici, dar tu cum te joci cu ei? Cum îi faci să se joace? Cum îi atragi? Cum îi ții acolo jumătate de oră să se joace cu un joc și așa mai departe? Am făcut un canal, bine, de la, nu pot să spun că o să ne ocupăm așa foarte tare. A venit Melissa, ea sună la poartă că fa așa insistent. Nici nu cobor că vine și Florina în urma ei, numai că ea fuge 10 pași mai în față. Da, am făcut așa un canal care o să fie un canal foarte, cum să spun, de copii pentru copii, nu o să fie nimic foarte profi și foarte editat, dar pentru momentele alea în care noi ne jucăm și nu ca să nu aglomerez vlogurile, că aș putea să fac vloguri doar cum mă joc eu cu copiii sau ce activități facem noi, dar cred că ar fi plictisitor. Și atunci vreau să fie așa un colțișor unde să-mi rămână și mie amintire, dacă vă interesează, vă uitați, dacă nu, nu. Și o să încerc să pun acolo tot felul de filmulețe educative și interesante pentru copilași, adică ce fac eu cu copiii mei, în general. Da, și acolo o să pun așa mai multe filmulețe, dar o să fac pentru canalul principal așa unul în care să arăt jucările pe scurt și o să fac unul cu jucările lui Daniel, care îi plac lui, și unul cu jucările Melisei, pentru că dacă le fac unul singur, cred că o să fie foarte, foarte lung. Pentru că, într-adevăr, este destul de greu așa să îi ții pe copii ocupați, este greu din atâtea tone de jucării care există să alegi să le cumperi jucării care nici să nu dai faliment cu ele, să dai o căruță de bani, dar în același timp să fie interesante, să se joace, să învețe ceva cu ele, să
poată rămâne de la un copil la altul și chestii de genul ăsta. Și atunci asta vreau să fac și mi-am ales câteva, că vă dați seama că nu o să prezint toate jucările, că mi-ar lua o săptămână să vorbesc despre fiecare jucărie, dar am ales așa câteva care sunt preferatele copiilor și preferatele mele. Și link-uri și alte chestii o să tot găsiți în descriere, dacă vă interesează. Adică canalul de copil l-am făcut așa, cum să spun, unde să pun filmulețele care nu sunt foarte editate, unde se joacă copii, unde chestii de genul ăsta. Ceva linișor. Ce te întinzi așa, dragă? Ai amorțit? Ai amorțit? Și au venit copiii acasă. Ia să vedem cine a venit acasă. Cine a fost cu... Stai, 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 la picioare, că te-ai Trebuie să te băgat în descalți. Te-ai băgat în baltă? Te-ai băgat în baltă? Stai, Liluța, Liluța drăguța. Stai să te descalțe, tati. Unde fugi? Te-ai dat și la păr? A fost fain la... Plouă afară? Deci v-ați prins, da? Plouă. Păi tot plouă. Vino încoace, vino încoace, vino încoace. Și cum a fost la grădiniță? A fost frumos? Ai făcut figuri? Nu? Ba da, a lucrat cu jucării. Mă, dar tu zici tot. Deci dacă vreți să știți ceva, întrebați-o pe Melissa. Dar nu Da. despre ea, despre altcineva. Despre altcineva, că ea nu face niciodată nimic. Lili, dar stai bine, dragă. Și Rocky. Mâine mai mergi la grădina Daniel. Nu. Melissa cu cățelul ei, mami cu cățelul ei. Da, fiecare cu câte un cățel. Numai că asta e cam gras, cam greu. Și știți ce face Lili? Că se tot cațără așa și are unghii. Dă-te un pic să-ți fac antireclamă. Și majoritatea pantalonilor mei de casă sunt agățați și rupți de Lili. Când se cocoață așa și își bagă unghiile în mine. Că ea ca să se țină... Daniel, nu mă necăji că o să te muște. Lili, de ce ai făcut? Ai scos o lăbuță. Și te la baie să faci pipi și să spală mânuțele, da? Uite că și-a băgat, și-a scos o lăbuță. Ia Ce ai tu să făcut? îmbrac cățelul. Ce ai făcut în mijloc? Cum ți-ai scos lăbuța aia? Nu ai reușit tu, cățel. Stai că n-a rămas băiatul nedescalțat. Vino încoace să te descalți eu. Ai găsit acolo o grămadă de jucării? Și tu la fel, că aveau jucărie în pod. Și dacă v-am zis că mi-am căutat niște jucării să fac filmulețul acela. Ăsta l-am căutat. Și multe nu erau complete, pentru că erau în pod. Din cauza că le lăseau împrăștiate și Florin le-a strâns pe toate care erau pe rus. Bine, le-a zis de vreo câteva ori, strângeți-le că le duc în pod. Ei nimic, nimic. Și apoi Florin le-a strâns pe toate, așa grămadă, și le-a dus în pod. Și acum eu am mai găsit, adică le-am adus jos, că îmi trebuiau. Și acum așa se bucură, zic că sunt jucării noi. Să știți că e foarte utilă chestia asta, să le mai ascundeți din jucării și după aceea să le mai dați. Ca să se bucure ca și cum ar fi noi. Uite ce de mașină. Și aia e faină. Da. Era pierdută și uite că acum ai găsit-o. Da. Și când a fost asta pe tot, dar nu a găsit-o nici noi. Da, așa a găsit-o mami acum. A fost eu. Și sunt două jucării aproape la fel, una mai mare, una mai mică și tot se ceartă. Nici o problemă. Daniel mai devreme vrea să vină sus. Și de obicei când se mai joacă pe la scări, îi spun ai grijă să nu ca să nu dai cu dinții de trepte. Și acum că era lene să urce singur și vrea să-l iau eu în brațe, spunea că face au la dinți dacă urcă singur scările. Să-l aduc eu în brațe. Copiii ăștia sunt foarte, foarte inteligenți. Încă o mașină mică? Wow! Uite și astea de la Peppa. Și
Uite-l pe... Cum îl cheamă pe ăsta? Tom? Tom. Păi, pe care? Dar unde e Oprah și Sam? Uite. Dar unde e Sam? Unde e Sam? Păi nu e ăla. Nu e la Melissa. Nu, este... Nu e Sam. Unde e Sam? Păi nu știu, dragă, tu mereu îl vrei pe ăla pe care nu-l avem. Caută-l! Multe mașini? Da! Wow, sunt faine? Da! Îți plac? Da! Bravo, joacă-te! Uite, încă una verde. A, da? A, da? Da! Trebuie să mai sortez, să vedem ce mai păstrăm, ce nu mai păstrăm, că sunt și multe care s-au stricat, s-au rupt, nu mai sunt complete și doar le ținem așa degeaba să se adune mizeria, că în rest nu oricum se mai pot juca cu ele și trebuie să, periodic trebuie să le tot sortez, să vedem ce păstrăm, ce nu păstrăm. Și acum să pun masa și să mâncăm un pic, că mi-este foame. Și după aia mai vedem. Săracă Lili. Florina a dat afară și s-a dus la copii. Și a lăsat cățelul afară. Haide! Dar oricum nu stă mai mult de câteva minute, că imediat bate la ușă. E foarte deșteaptă. Așa e că tu bați la ușă. Nu stai afară așa degeaba. Faci repede ce ai de făcut și după aia cioc, 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 să vină cineva să îi deschidă. Da, noi avem aici mâncărica pentru copilași, pentru că aici avem supă, o să mâncăm supă, dar pentru seară vreau să pregătesc o mămăliguță, să mâncăm mămăliguță cu brânză, pentru că am primit brânză de la Valentina și de la Dana. Deci noi am ieșit mai câștigați din afacerea asta, să știți. Am primit chec, din care mai este o bucățică și asta o să o mănânc eu. Pe asta o să mănânc eu. Și am primit brânză de casă și vrem să facem mămăliguță cu brânză și cu smântână. Și nu știu dacă o să mănânce copiii mămăligă cu brânză și smântână și iaurt și chestii de-astea. Așa că pentru ei am băgat niște pește la cuptor pe care sigur îl mănâncă, că știu că le place și sigur o să-l mănânce cu, cu ketchup. Și aici să facem o mămăligă. În Germania asta este polenta, mais gris. Asta este mai mare un pic. Este mămăliga mai ca a noastră din România. Mai sunt unele făine de mălai sau mălai sau cum așa. Dar sunt foarte, foarte fine și iese... O mămăligă, mai mult zici că e cremă, adică asta e faină, e mai mare un pic. Cred că din Edeka a luat-o pe asta, dacă nu mă știu, dar oricum, fiind de la Alnatura, probabil se găsește în mai multe magazine, nu este marcă Edeka. Da, și eu acum o să mă apuc să fac mămăliguța. Mămăliguța mea cu brânză și aici este smântână. De fapt este iaurt cu smântână, ceva așa. Am pus aici tot felul de brânză, cașcaval, mozzarella. Dacă vreți să fac un filmuleț cu... Ți-ai adus castron? Bravo! Și așa, cu așa lingură mare vrei să mănânci? Da! Bine! Nu-ți place mozzarella. Dacă vreți să fac filmuleț cu rețeta, scrieți-mi în comentarii. Tu vrei să papi să-ți pun acolo? Da. Da? Stai așa, stai că-ți pune mami. Nu arată rău, așa-i? Eu cred că nu arată deloc rău. Și aici, și aici. Frumos. Joacă-te frumos! Ca bebeluș! Zici că e prăjitură, nu zici că e mâncare.
faci aici pozele astea? Nu știu, mai faci de ce faceți? Asamblați mașini? Da, noi suntem la atelierul mecanic. Atelierul la Gheorghe. Gheorghe mecanicul. Cum au englezii, englezii obicei pune numele și fii, înțelegi, Gheorghe and Sons. Da. Ia asta de la mașina mea. Care e mașina ta? Asta. Nu, aia de la mașina lui Daniel. Nu se potrivește nici asta. Dar tu ai tleabă multă, văd. Multă, multă tleabă. Multă treabă, ești serios ești când ai tu treabă? E serios când ai treabă multe? Nu pune alte la guliță, nu pune de la guliță, nu! De ce îi pune de la guliță? De ce le zicem de la guliță? De ce? Dăm două verzi, te rog, să pune aici vara asta. Nu le zicem la guliță, nu, 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 nu! Nu, 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 nu! Uite, încă unul. Pe dar nu mai o să pui. Uite, vezi? Calbel. Mai dăm și mie alea, dar pe două să le pun și vara asta. Și atunci o să mână. Păi de ce nu le pui acolo? Uite, de. Păi dar nu ai piese pe care să le pui. Păi și asta, eu am piesa, dar n-am spus. A scos Felix toate piesele. Nu, dar lasă-l. Lasă-l și pe Felix să facă. Tu știi să le faci? Da! Ți-a dat-o jos? Da! Felix, de ce le-ai dat jos? Nu. Mă, ai nevoie de o navetă? Ți le strică? Mă, ai nevoie de o navetă? Te-a ciupit? Te-a zgâriat? Da! Și te doare? Da! Așa de tare? Da! Haide! Nu încă apărat aia. Haide mă! Pe-pe-pe-pe-pe! Deci ceva e... Și ale portocalii nu le pui? Nu. Nu? Nu, lasă, Felix, poți să le pui tu. Pa! Pa, dar uite câte ăștia tate. Nu-mi place să fie. Tu erai greșit sticla. Mama! Mami! Hai să te ajut. Vrei să te ajute mami? Te lovi? Dar du-te câte ăștia tate, că eu nu pot. Mama! Mama, v-am zis că are fază când vrea să le facă toată, e cu mama. Uite, ține-l un pic pe Felix, te rog frumos, că... Și copil, și joc, și încă o sticlă, și încă un copil. Toate grămadă. Daniel are o fază în care... Mama, toate uite-te! Tine... Ce-i acolo? Ai o șurubelniță? Nu este acum. Acum este o șurubelniță dreaptă. Nu este. Da, și acum partea cealaltă este în cruce. În X. Asta este o șurubelniță dublă. Ce faci? Păi pentru cuvânt. Da. Nu, asta este... Asta este George. Da, t-ai băut? Așa-i? Da. Ce anume? Eu am văzut că are rochie așa ceva și asta e pentru tot. Da, are rochie? Din Paw Patrol? Da? Tot așa șurubelniță are? Da, numai că nu are ceva pe spate. Nu? Nu. Uite ce... A noastră. Da, dar poți să pui și invers. Asta să o scoți și să pui invers. Ține. Așa are modă? Și putem să punem așa. Vezi? Merge și așa. În funcție de care parte vrei să o folosești. Așa. Cum se închide? Merge închisă? Vezi, eu dai? Așa. De așa? Puneți-o așa.
Bravo! Voi încheia filmulețul acum, nu mă mai lungesc pentru că era să adorm acolo lângă Daniel. Cu greu am tras de mine să mă ridic, să cobor la baie. Deci mi-e un somn, este bine, s-a făcut și târziu, este 11:20. Dar toți copiii dorm și sper să doarmă și Felix măcar vreo 2-3 ore. Să apuc și eu să adorm. Da, nu mă mai lungesc, aș avea multe de spus, dar mai e și mâine zi. Acum vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, vă pup și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor.